Bună seara și pacea Domnului, bun venit tuturor! Ne cerem scuze că e puțin cam frig. Din păcate am dat drumul la căldură mai târziu decât de obicei, dar o să ne încălzim. Până terminăm serviciul divin, se încălzește. Dar putem să mergem acasă. Ok, unde am rămas? Vă mai aduceți aminte unde am rămas? În Faptele Apostolilor, continuăm Faptele Apostolilor. Și sâmbătă am continuat unde am rămas vineri seara trecută și acum ne aflăm în Faptele Apostolilor, ai cel puțin capitolul, trebuie să ne spuneți. 23. Bravo. Faptele Apostolilor 18 și am rămas la versetul 23. Și am terminat la versetul 22, continuăm cu versetul 23. Asta este a treia călătorie a lui Apollo. Pentru cei care nu ați fost cu noi, deci în fiecare vineri seara, facem o călătorie prin Faptele Apostolilor. Încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat în Biserica Primară și cum se aplică la noi astăzi, ce învățăm din experiențele lor și cum putem și noi să repetăm sau chiar să avem experiențe cel puțin la fel de frumoase cu Domnul. A treia călătorie a Apollo. 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galației și Frigiei, întâlnind pe toți ucenicii. Este un aspect pe care îl întâlnim, după cum spuneam și sâmbătă, în lucrarea, în viața Apostolului Pavel. Merge din loc în loc, biserici care probabil a vizitat înainte, și întărește pe cei care deveniseră ucenici, întărind pe toți ucenicii. În acest pasaj se introduce aspectul acesta al ucenicii. Nu se vorbește doar despre ei ca fiind credincioși, urmași ai căi, însă ucenici. Noi când vorbim despre ucenicii Domnului Iisus Hristos, la cine ne gândim pe obicei? La câți? La cei 12? De obicei, la asta ne gândim. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost cei 12 ucenici. Însă, Biblia vorbește despre fiecare urmaș al lui Hristos devenind un ucenic. Deci, un urmaș și un înfăptuitor, unul care îl copiază pe Iisus, care face și el lucrările pe la Dumnezeu. Și îi întreb. La Efes a venit un iudeu numit Apollo din neam din Alexandria. E foarte interesant. Deci, în primul rând, este iudeu. În al doilea rând, numele lui Apollo. Cine era Apollo în mitologia greacă? Era un zeu, era fiul lui Zeus. Da? Deci, era unul dintre cei mai importanți zei greci. Și iată că vine acest iudeu cu numele de Apollo, care vine de unde? Din Alexandria. Nu e chiar orice loc. Înțeleg despre biblioteca de la Alexandria. Deci vine din inima filozofiei, culturii grecești. Un om foarte bine educat, un orator extraordinar. Dacă citiți puțin despre acest caracter biblic, o să fiți destul de impresionat. Și ceea ce încerca el să facă este un lucru pe care încă se mai încearcă și astăzi. El încerca să împace filozofia grecească cu acest nou mesaj. Să vedem dacă a mers bine. Omul acesta avea darul vorbirii. Am citit de câteva ori expresia asta, pentru că nu credeam că e din mine. Avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Asta, am crescut cu expresia, bă, ce tare, ce tare, n-am crezut că e bine, nu mi-am dat seama că era tare în Scripturi. Deci el cunoștea Scriptura. Fiind iudeu, el a studiat filozofia grecească, în același timp, fiind iudeu, s-a familiarizat, a studiat în aprofunzime Scripturile iudaice. Dar însă, probabil dintr-un unghi al filozofiei, mai mult decât orice. El era învățat în ceea ce privește calea Domnului, deci învățase, cineva îl învățase. Avea un duh înfocat
și vorbea și învăța amănânțit. Din nou, asta este trăsătura a filozofului grec. Mai ales sofiștii. Învăța amănânțit pe oameni despre Iisus. Măcar că nu cunoștea decât botezul Ioan. În acest pasaj, deci la sfârșitul capitolului 18, începutul capitolului 19, o să întâlnim această problemă care exista în biserica primară. A faptului că erau persoane cu râv, persoane care cunoșteau, persoane care învățau, dar care aveau o cunoștință incompletă, care fuseseră botezați doar cu botezul lui Ioan. Ce înseamnă asta? O să discutăm puțin mai târziu. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, cine sunt aceste două personaje? Le-am mai întâlnit înainte? Unde le-am întâlnit? Cine erau ei? Cine au fost ei? Hai, spuneți. Gazda cui? A lui Pavel, da? Deci când a ajuns Pavel la lui, l-au luat la ei. Când au zis, și îmi place foarte mult, deci iată, acest cuplu aveau cu adevărat un interes deosebit pentru Scriptură și de am spus, de multe ori citim Faptele Apostolilor și citim despre apostoli, despre Pavel. Pavel e caracterul principal, și Barnaba era acolo pentru a avea niște experiențe deosebite și poate că nu considerăm suficient influența celor care au fost stâlpii activități misionare în Faptele Apostolilor, în Biserica Primară, fără acești oameni, fără contribuțiile lor, fără banilor, hai să o zicem, fără banilor, dar Evanghelia nu ar fi avansat în modul în care a avansat. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei. Am avut privilegiul să călătoresc din biserici în biserici, cam peste tot și de fiecare dată când ajungeam la o biserică nouă, erau oameni care de obicei erau gazde. Și ei de obicei te luau acasă, da? Mergea Sebastian, când îl luau acasă. Ajungeam eu când mă luau acasă. Și e interesant că nu te luau acasă doar ca să... Nu te luau acasă doar ca să mănânci și să dormi. Trebuia să ai toată rezerva, să spui povestirile misionare, să explici discuții până noaptea târziu. Și mă gândesc, mă uit la Aquila și Priscila și mă gândesc că l-au luat pe Pavel. Nu cred că Aquila avea neapărat nevoie de încă o pereche de mâini ca să-l ajute la meșteșugul lui facerea corturilor sau, mă rog, în ceea ce privește articolele din piele. Au fost interesați în persoana lui Pavel. Vreau să cunoască experiența lui, să fie inspirați. L-au văzut pe acest Apollo, tânăr, atât de un orator, atât de bun, venind din Alexandria, asta e New York, timpului de atunci, hai să-l luăm acasă. Și interesul pe care l-au avut nu a fost doar un interes personal, a fost un interes al lucrării. Și l-au luat la ei și ce au făcut? Și i-au arătat mai cu deamănântul calea lui Dumnezeu. Trebuie ca acest cuplu să fi fost unul dintre cuplurile de putere ale bisericii de atunci. Pentru că nu oricine se lua de un alexandrian sau îl lua acasă și spunea, uite, ceea ce zici și face bine, dar mai ai de învățat. Când vii din Alexandria, când ai studiat filozofia grecească și când cunoști scripturile în amănânțimile lor, în toate detaliile lor, nu cred că este un lucru ușor să accepți că încă mai ai de învățat. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Deci se pare că nu a fost Apollo doar un om învățat, dar a fost și un om umil. Un om plăcut. Un om care putea să fie recomandat. Și când a ajuns, a ajutat mult prin talentul lui oratoric. Așa spune Biblia. A ajutat mult prin harul lui Dumnezeu
Pe cine? Pe cei ce crezuseră. Deci acolo a fost cel care a venit după aceea ca să întărească, să-i ajute pe cei care îmbrățișaseră deja care. Căci înfrânta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturii că Iisus este Hristosul. De câte ori nu citim această expresie în Faptele Apostolilor? Înfruntările cu iudeii și faptul că dovedeau Apostolul Pavel este exact aceeași expresie care Luca o folosește în ceea ce privește din Apostolul Pavel și în rândul lui acolo. Dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Și acum ajungem la capitolul 19. Hai să parcurgem, să vedem cât vom parcurge din acest capitol. Mi se pare cartea asta atât de variată, atât de frumoasă și cred că odată, dacă am avea timp să ne uităm la câteva din caractere, vă spun sincer, am citit de multe ori Faptele Apostolilor, dar niciodată nu m-am apropiat atât de mult de personajul acesta acolo. Am citit după o grămadă tot ce am găsit pe internet, prin cărți, ca să mă familiarizez cu acest personaj, care a avut un impact destul de mare în ceea ce privește Biserica Creștină de atunci. Pe când era Apollo în Corint, deci pentru că Apollo era în Corint, Pavel a putut să plece. Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Deci avea pace. Băi, omul ăla e acolo, își face treaba, îi încurajează pe cei care cred, să ia cu aia la alții care nu cred, e un om capabil, pot să merg mai departe. Și ajunge la Efes. Bineînțeles că avem din nou, deci când vorbim despre Corint, Apostolul Pavel a fost la Corint, e interesant să mergem la 1 Corinteni, a 2 Corinteni, să citim ce a scris el, care a fost mesajul Bibliei și spuneam, Dumnezeu a vrut să plece de acolo, Doamne, și a scurtat hainele, plec din locul ăsta, Dumnezeu i-a zis, stai. Și cât a stat? Vă mai aduceți aminte cât a stat? Un an și 6 luni, da? 18 luni, a rămas acolo. Dar uităm la ce am putea face, Doamne, de ce ai început biserica asta, uite problemele care sunt, a scris acele epistole. Ajunge la Efes, avem și epistola către Efeseni. Care este mesajul principal al cărții epistolei către Efeseni? Unitatea bisericii și Iisus fiind capul bisericii. E important. Deci ajunge acolo. Dacă ne uităm la fiecare scrisoare pe care a scris-o, se pare că fiecare scrisoare sunt unele comunalități, dar sunt unele lucruri care sunt în comun. Dar majoritatea cărților diferă puțin. Coloseniul diferă de Efeseni. Galateniul diferă de Corinteni. Bine, când a scris, pe exemplu, lui Timotei, a scris unei persoane. Deci ajunge aici. Și aici a întâlnit pe câțiva, iar avem același cuvânt, ucenici. Urmași. Dar ce fel de urmași? Deci îl avem pe Apollo. Apollo, filozoful. Apollo, cunoscătorul, iudeul care cunoștea Scripturile și care cunoștea calea, dar care fusese botezat doar cu botezul de Ioan, a ajuns până la un anumit nivel. Aici am venit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce întrebare. Cred că cineva ar veni la dumneavoastră și v-ar pune întrebarea asta, ar spune, o, Pentecostalilor, nu vorbiți, că e stare normală, ce mă întreb de Duhul Sfânt. Vorbeam în ceea ce privește pregătirea de botez pentru botez. La botezul Domnului Iisus Hristos. Spuneam, deci botezul nu este un act magic în care știu eu ce o să se întâmple, simți un curent care trece pe tine și nu mai ai nicio poftă lumească. Ce ușor ar fi. Nu e așa. Dar botezul e special. Când Iisus a fost botezat, Treimea s-a întâlnit. Într-un act unic. Demonstrat într-un mod vizibil, auzibil și tangibil. Iisus este în apă. Se aude vocea Tatălui. Și Duhul Sfânt se coboară în formă unui porumbel asupra Domnului Iisus Hristos. Treimea se întâlnește la botez. Iisus primește Duhul Sfânt. El nu avea nevoie să creadă. El era cel în care să se credea. El primește Duhul Sfânt care să îl întărească în lucrarea pe care avea să o facă.
Și se pare că în dialogul pe care îl aveau primii creștini, apostolii, aveau acest drept când vizitau bisericile și acest interes, pentru că numai prin puterea Duhului Sfânt lucrarea putea continua. Ei au trăit lucrul ăsta la cincizecime. Au primit Duhul lui Dumnezeu și dacă vă aduceți aminte când am citit pogorârea Duhului Sfânt, nu a avut loc o singură dată doar la cincizecime. S-a întâmplat de câteva ori. Atunci când era nevoie Duhul lui Dumnezeu venea, îi întărea, mergea mai departe. Și când ajunge și întâlnește pe acești ucenici în Efes, Apostolul Pavel pune o întrebare care poate nouă mi se pare ciudată, dar care era cea mai potrivită întrebare. Mă aflu în Efes, întâlnesc ucenici, oameni care lucrează pentru cale, care se aducă și pe alții la Hristos, dar lucrarea aceasta nu poate fi făcută decât prin puterea Duhului Sfânt. Deci când ați crezut, ați primit Duhul Sfânt. Și răspunsul e foarte interesant. Ei au răspuns. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Nu mi se pare ciudat răspunsul ăsta? Deci eu v-am explicat acum ce privește pe Iisus a primit Duhul Sfânt. Cinzecimea. Păi eu credeam că au auzit toți că, că discipolii, ucenicii, apostolii au primit Duhul Sfânt cu limbile de foc și dovada vizibilă a pogorârii Duhului Sfânt. Și ca să clarificăm, limbi ca de foc, nu le ardea părul, da? Deci a fost o experiență vizibilă. Și ei spun, noi nici măcar nu am auzit că a fost dat, ci nici nu spun Duhul Sfânt, că a fost dat un Duh Sfânt. Când e vorba de studiu biblic, nu știu în ceea ce vă privește dumneavoastră, când vorbiți cu alții și încercați să vorbiți despre învățăturile Bisericii Adventiste, întotdeauna se începe punctul numărul 1, așa e și la Biserica de Credință, eu cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Deci suntem o biserică creștină care cred în treime, Dumnezeu, da, spunem în treime, unii au probleme cu termenul ăsta, și suntem, o facem chiar la început, pentru că noi păzim sabatul și nu ar putea să fim acuzați că suntem un fel de sectă iudaică. Nu, nu. Iisus este Dumnezeu. Credem în Iisus Dumnezeu, în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru mine este una dintre cele mai dificile învățături, ușoare și dificile, ușor de prezentat din Biblie. Ca exemple, la creațiune, treimea, la botezul Iisus, treimea, prezent, da? Dar să explici cum e un singur Dumnezeu în trei persoane, e foarte greu de explicat. Am auzit tot felul de explicații. Dumnezeu s-a manifestat în felul acesta într-o lume tridimensională a noastră. Este, de fapt, simbolic numărul 3, dacă poate în altă lume se manifestă în 5-6 persoane. Și e periculos să intrăm în tot felul de astfel de speculații. Trebuie să rămânem la ce ne spune Biblia. Și Biblia vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acolo rămânem. Cum, ce se întâmplă, noi avem tendința asta ca oameni, pentru că vrem să înțelegem, vrem să compartimentalizăm totul. Și dacă Tatăl e acolo unde e Fiul și acum Fiul a trecut de acolo, dar Fiul e cu noi, ne rugăm prezența Tatălui, dar e prezența Duhului. Când ne rugăm, și am auzit și expresii de genul ăsta, trebuie să nu uiți să te rogi în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Sau când te rogi, te rogi Tatălui prin Fiul, nu, te rogi Tatălui prin Duhul Sfânt în numele Fiului, devine foarte complicat. E mai ușor să zici, Doamne ajută. Nu? Și Doamne, Tu știi tot ce înseamnă Doamne, unde ești, cum ești. Bineînțeles că este și doctrina dispensaționalismului, care are tot felul de ramuri. Și se intre pe tot felul de alte dealuri teologice. Ceea ce e interesant este că destul de avansat în istoria primară a Bisericii a
ai ucenici ai lui Hristos care nici măcar nu au știut că s-a dat un Duh Sfânt. Și de azi vorbeam acum de Trinitate, aici nu spune Duhul Sfânt, nici măcar ideea că există Duhul Sfânt, dar un Duh Sfânt. Și atunci imediat Apostolul Pavel pune întrebarea care pare cel mai logică. Dar cu ce botez ați fost botezați? Pentru că în mintea Apostolului exista această idee. Atunci când ești botezat, ce am întâlnit în casa lui Corneliu și în alte locuri unde s-au botezat, citeam chiar și mai devreme în capitolul 18, fruntașul bisericii, întreaga familie se botează, după botez ce avea loc? Ce avea loc după botez? Primeau Duhul Sfânt, da? Asta se întâmpla. Și era clar, și o să vedem și acum, că de clar e, trebuie să ajungem acolo, vreau să ajungem în seara asta, e interesant. Cu ce botez a spus? Le-a zis el. Și ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Din nou, în seara asta, la studiul biblic, pregătirea pentru botez, vorbeam despre diferitele forme de botez care au loc, din punct de vedere al felului care se face, sau când se face, al bebelușilor, prin stropire, prin, de ce, prin scufundare. Și spuneam că în mărturisirea de credință a bisericii noastre se vorbește despre botezul nou testamental. Ce înseamnă aia? Prin scufundare a unei persoane adulte în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci aceste trei componente trebuie să fie prezente. Atunci Pavel a zis, și place, stimați mei, în viața de zi cu zi, când vorbim despre religie, vom întâlni foarte multe persoane care, ce realizare, nu cred cum credem noi. Corect? Dar noi credem adevărul. Sunteți cu mine încă? Noi credem adevărul, da? Deci întâlnim persoane care cred diferit de noi, dar noi credem adevărul și trebuie să le spunem. Sărașii. Uitați cât de frumos Apostolul Pavel vorbește acestor oameni care credeau cu toată ființa lor că îl urmau pe Dumnezeu. Atunci Pavel a zis, botezul lui Ioan nu e valabil, trebuie să vă botez. Asta a zis? Ioan a botezat cu botezul pocăinței. Și spunea norodului să creadă în Cel ce venea după El, adică în Iisus. Uite cât de frumos le-a spus, ceea ce aveți e prețios. Botezul prin care ați fost botezați e extraordinar. Ce privilegiu. Dar călătoria nu s-a terminat. Mergem mai departe. De câte ori ne întâlnim cu persoane și nu știu, câteodată mă doare sufletul când asist la studii biblice în care prezentatorul îi face pe ceilalți care sunt de o altă credință sau au o altă înțelegere să se simtă ca cei mai mari. Doamne, dar cum poți să crezi așa? Cum să... Hai să validăm ceea ce fiecare dintre noi avem și cunoaștem. Și hai să clădim acolo unde este nevoie de clădire. Hai să continuăm călătoria împreună, să progresăm împreună. În loc să jignim inteligența și onestitatea unui căutător sincer. Știu și frate Sebastian, sunt convins, sunt și cei care au meciuri de box teologic, care vin la studii biblice, și nu e box din ăla cu mănuși, e kickboxing. Dar știu că există și trebuie să te adaptezi la sportul teologic de care există. Dar, de obicei, când vine cineva la un studiu biblic, Duhul lui Dumnezeu îl trimite pentru că vrea să cunoască mai mult. Și atunci trebuie să respectăm până unde am ajuns. De câte ori nu am fost îngenunchiat în mine însumi
realizând smerit, realizând că persoane care nu cunoșteau cât cunosc eu, aveau o credință care punea pe a mea de rușine. Putem să avem acest simțământ al siguranței în ceea ce știm. Dar sunt mulți care au acest simțământ al siguranței în cel pe care îl cunosc. Măicuțe care mergeau la biserică în mod regulat, care făceau lucruri care noi ne uitam, ia uite frate, cum poate să facă? Am dobitocit religia pe om. Dar dintr-un loc foarte adânc și sincer, cu o credință nestruncinată, făceau ceea ce cunoșteau. Și eu sunt convins că Dumnezeu nu se uită nici la lumânări, nu se uită nici la moaște, se uită la credința persoanei respective. Dacă nu avem posibilitatea să discutăm, atunci hai să îi întâlnim pe oamenii unde sunt și împreună să continuăm călătoria. Asta a făcut el. Și spunea norodului Ioan că să creadă în ceea ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Nu vreau să repet, am avut o întreagă prezentare, cel din capitol, unde vorbeam despre numele Domnului Iisus Hristos. Cât de important este numele Lui și totul este făcut în numele Lui. Versetul 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, nu un Duh Sfânt, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci când au primit acest botez al credinței. Da, frate, dar noi de ce? După, știi, sunt mulți care se botează și nu ies de ei și încep să vorbească spaniol. Fără să o învățat vreodată. Am citit acum despre un articol despre un tânăr care a avut un accident, a fost în comă, a ieșit din comă și vorbește mandarină. Deci, pentru mine, deci, ca să-ți folosești creierul și să știi o limbă atât de complexă, trebuie să fie undeva înregistrat, nimic. Mergi și habar n-am. S-a dus în China și a găsit o fată, se căsătorește. Vorbește mandarină. Doamne ferește să nu cadă pe scări, după aceea să vorbească și să uite, că nu mai poate să vorbească de asta cu el. Dar de ce noi nu vorbim în alte limbi? Care a fost nevoia atunci, la 50 lime, ziua 50 lime, și în momentul acela, Evanghelia trebuia să se răspândească. Corintul, Efesul, erau locuri de oameni care vorbeau limbi pe care unii nici nu le mai auziseră vreodată, veneau. Și a fost nevoie pentru propovăduirea Evangheliei. Am pus întrebarea, adventiști, ca adventiști, credem în darul vorbirii în limbi, da sau nu? Da și nu. Da, când se vorbește, uite, deci, foarte important. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte, e foarte important, nu vorbeau în limbi, în alte limbi. Asta înseamnă că astea erau alte limbi inteligibile. Le spuneam la băieți și Simona că iarăși am urmărit un interviu despre savantul ăsta, cum poți să-i spui altceva, care inventează limbi. Deci au filmele astea, Avatar și toate astea. Te uiți la ele și crezi că ăștia își bagi joc de tine, vorbesc. Dar el creează limbi cu gramatică care nu există. Dar care, dacă le înveți, poți să vorbești în limba respectivă. Sci-fi movies, ăștia creează limbi de genul ăla. Da? Bine, asta a fost așa o de lângă, în alte limbi, inteligibile, care făceau sens. Deci, ca adventiști, noi credem în acest dar. Mi-aduc aminte că era un frate în Kalahari, fratele Hazel. Din păcate, am murit la doar 2 săptămâni după misiunea noastră de acolo, de malarie. Și el îmi spunea că el vorbește 75 de limbi și dialecte. Vorbea. Era din Zambia deloc. Și zice, bine, multe dintre ele sunt înrudite. Noi suntem atât de mândri că putem să vorbim 2 limbi.
Și îmi spunea odată, zice, am ajuns într-un loc în care eu nu puteam să vorbesc limba lor, nu mă înțelegeam din nou, toate alea 75, nu știu de unde, prin centrul Africii. Și m-am rugat lui Dumnezeu și zice, Dumnezeu mi-a dat acest dar al vorbirii, am întâlnit pe cineva care cel puțin a zis că a vorbit în limbă. Zice, frate Dan, zice, niciodată n-am avut experiența asta. Zice, vorbeam și înțelegeam exact ce zic, dar nu știam exact în ce limbă vorbesc. Și mă uitam la oameni și ei înțelegeau exact ce zic eu. Zice, a fost o experiență care nu o să o iei niciodată. Se pare că credința lui Sebi și a mea a fost puțin mai mică. El ne-a tradus, Dumnezeu ne-a trimis un traducător, nu ne-a făcut să vorbim în alte limbi. Deci noi credem în acest dar. Și chiar și astăzi eu cred că se poate da acest dar. Dar nu credem în vorbirea în limbi cum este practicată în alte biserici. Și asta nu intră în detalii acum aici. Și Bărceau. Versetul 7, erau cam 12 bărbați de toți, iar semnificativ numărul 12. Hai să vedem dacă ajungem până... Continuăm de la 8 la 11, să terminăm 12. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală, timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să duplece pe cei ce l-ascultau. Întâlnim acest aspect peste tot pe unde mergea, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de răucarea Domnului înaintea norodului, e foarte interesant. Din nou, este ceva care întâlnim foarte des. Dar acum se face puțin mai clar. Vorbeau de rău pe Pavel, vorbeau de rău calea. De unde venea această vorbire de rău? Versetul 9. Unii care rămâneau împietriți și necredincioși. Rămâneau. Era o decizie. În momentul în care te potrivești lui Dumnezeu, rezultatul automat e să-ți faci joc. Să vorbești de rău. Pavel a plecat de la ei. De asemenea, a despărțit pe ucenicii de ei. Uneori e bine. Uneori e bine să-i desparți. Și zic, cum e cu copiii? Câteodată sunt doi copii care se întâlnesc, familiile se întâlnesc și îți dai seama că un copil poate îl influențează pe al tău într-un alt fel. Nu e influență bună. Și uneori trebuie să nu neapărat sacrifici prietenia dintre părinți, dar trebuie cumva să desparți. Acești ucenici de-abia intraseră pe cale întregă. Și Apostolul Pavel și-a dat seama, nu au maturitate necesară, nu au încă puterea necesară să facă fața acestor împotriviri. Trebuie să-i despărțim, să-i ducem altul de la, să-i luăm de aici. Și a învățat el în fiecare zi, pe norod, și asta, în școala unui anumit tiran. Tiran nu era creștin. Tiran, din câte ne spune istoria, din nou era un sofist. Era un filozof care preda sofismul în școala lui. De aia și-a deschis școală. Și Apostolul Pavel pleacă de la sinagogă din cauza unora care erau bătuți în cap și se duce la școala sofismului. Mi s-a mai spus, dar frate, dar de ce să mergem acolo? Dar de ce să oamenii să creadă asta și cealaltă? Apostolul Pavel s-a folosit de ce a fost la îndemână pentru a face lucrarea la care a fost chemat. Nu s-a temut că dacă îi vede oamenii că se duc acolo, vreau să creadă că merg la sofiști, nu la creștini. Nu s-a temut. El a știut ce învăța și a știut ce avea să iasă din acea școală. Lucrul acesta a ținut câți ani? 2 ani. În primul rând, Tiran, un om extraordinar, să-i dea voie să folosească școala pentru 2 ani de zile. Așa că câțiva dintre cei ce locuiau în Asia, asta mi se pare una dintre cele mai, sau cele mai mari generalizări ale faptele apostolilor, sau una dintre cele mai mari minuni. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia. Știți cât de mare era Asia de atunci? La fel de mare ca și Asia de acum.
Bine, nu, era puțin, puțin mai mică. Dar era unor mare? Toți! Toți! Și nu era internet, nu era Twitter, primiți un mesaj și știu câți câte mii primesc, nu? Asta a fost lucrarea care s-a făcut de la om la om. Iudeii și greci au auzit cuvântul Domnului și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Mi se pare puțin frustrant că după ce citești toată istoria asta, ajungi la versetul 11 și după ce ți se spune de învățături, de botez, de... Dar vrem, Doamne, să auzim minunile. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dar de ce nu ne spune care sunt? De ce nu ne dă câteva exemple de orbi care au început să vadă, loci care au început să meargă? De... Că noi asta vrem, nu-i așa? V-am mai spus, când veneam din călătorii misionare, asta vreau să mă dăzați. Da? Vă spun foarte sincer, că deodată mă rugam Domnului, Doamne, hai să mă mai ia cineva prizonier sau să mă mai lăsească odată malarea, că mă duc la oameni și n-am ce să le zic. Doar le zic că s-au botezat 20 de persoane și noi am botezat 50. Da? Trebuie să fie ceva juicy, ceva... Dar Biblia e diferită. Nu-ți dă minunile. S-au făcut minuni nemaipomenite, dar nu sunt pomenite. Cât accent nu se pune în predicarea de astăzi, în unele biserici, pe minuni. Nu numai că mă întristează, că mă enervează, că vezi unele, știu, astea publicitare despre dacă vii la biserica asta, bagă mâna în buzunar și vei găsi $200. Aia e o palmă dată în față lui Iisus. Și te mai miri că oamenii se râd de creștinism? Spuneam acum, sabatul trecut, tocmai citisem vineri seara aia, un pastor în Coazul natal în Africa de Sud, a vrut să better, să fie mai tare. Că acum e bine, putem să folosim expresia asta, să fie tare. Să fie mai tare ca Iisus și a vrut să postească mai mult de 40 de zile. Și după 30 l-au găsit mort. Trist! Cât de neînțeles, că studiam despre Iisus, dar despre ispitirea lui Iisus. Și spuneam sănătatea trecută, credeți că Iisus și-a luat calendarul, agenda pe iPod? Gata, 40 de zile. Nu 39, 40 o să postesc. Și după aceea se poate biserica programe, fiecare 40 de zile să postim. Aia a fost, a mers în pustie să se pregătească. Simbolismul celor 40 de zile, cu cei 40 de ani petrecuți în pustie, dar cu poporul Israel și așa mai departe, da, biserica, deci Scriptura e plină de simbolism, dar nu cred că Iisus s-a gândit în felul ăla. El a stat acolo cât a fost necesar să se pregătească pentru misiunea care urma și s-a întâmplat să fie 40 de zile. Care e gândul ca pastor, lider al bisericii? Și iară, cel care a vrut să meargă pe apă ca Iisus și s-a înnecat. Și lumea citește și zice, ce minte. Asta face religia. Asta face creștinismul. Uneori, creștini fiind, facem un deserviciu mult mai mare mesajului decât cei care nu cred. Și avem nevoie de înțelepciune de sus. Versetul 11. Frustrat, dar atât de frumos. Așa vrea Dumnezeu. Minunile din viețile noastre, stimații mei, e bine să mărturisim unilor și la unii și la alții, dar știți ce? Câteodată e atât de personal, e spre încredere întărirea mea personală, noastră personală. Și versetul 12, totuși, până acolo, când peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile. Cine a scris cartea asta? Faptele Apostolilor? Cine e autorul? Luca. Ce profesie a avut Luca?
medic. El menționează acest lucru pentru că este atât de mult împotriva profesiei lui. Ca medic, eu nu cred că umbla cu șorțuri. Punea șorțuri pe oameni. Și șorți, de ce zice șorți, dar nu șorți cum purtăm noi, dar erau niște șorțuri care apăreau aici. Sau basmale. Nu avem timp acum, însă în Matei 9, 20, 21, iarăși faptele 5, Petru, cu umbra, Matei 9, hai să mergem la Matei 9, 20, aici este vorba despre Iisus, bineînțeles. Citim și un verset care nu e... nu e în fapte. Și aici este vorba despre învierea fiicelui Iair, de care au venit femei. Și avem aici și altă femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainului, căci și ea își zicea, nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui și a fost vindecată. Sunt aspecte care trebuie să avem foarte mare grijă și înțelepciune și vreau să închei cu asta. Aici ne se spune că anumite articole ale Apostolului Pavel erau folosite și oamenii erau vindecați. Și m-a dus cu gândul la alte chestii. Vorbeam puțin mai devreme de moaște. Se practică și astăzi că asta este șoseata Sfântului Cutare și asta este articole, da, care sunt folosite ca au, știu eu, niște atribute speciale de vindecare. Simați-mi, trebuie să înțelegi un lucru foarte clar și asta am spus-o nu știu de câte ori. Dumnezeu nu este în serviciul nostru. Noi suntem chemați să-i slujim Lui. Și atunci când El decide să acționeze într-un anumit fel, într-o anumită conjunctură, asta nu înseamnă că noi luăm acea conjunctură, o generalizăm și facem un ritual din ea. Asta nu înseamnă că de fiecare dată când venim ca să avem Sfânta Cină, cumpărăm apă și ne rugăm să se transforme în must. Da? Avem nevoie de înțelepciune de sus. Ca să înțelegem nu numai ceea ce citim și ce s-a întâmplat atunci, dar și cum aplicăm ceea ce citim și înțelegem la realitățile de astăzi. Ceea ce știm sigur, verificat de Scriptură, acceptăm. Ceea ce a fost conjuntural, trebuie să avem puțină rezervație. Nu facem o doctrină din acest verset. Citim o instanță în cazul Domnului Iisus Hristos, o instanță cu umbra în cazul Apostolului Petru și această instanță, ceea ce vrește pe Apostolul Pavel, înseamnă că devine ceva care noi instituționalizăm. Să ne ajute Dumnezeu să avem înțelepciune de sus, să înțelegem ce citim, să primim ce citim ca fiind inspirat și să punem în viață de zi cu zi care să ne ajute în această călătorie a cunoașterii unui Dumnezeu care îi pasă, care ne iubește, care ne dorește pentru veșnicii și care dorește și noi să-L iubim. Domnul să ne ajute la aceasta.